Vorbim în continuare. Încă o dată, este o lecție grea, dar este foarte folositoare pentru noi, pentru că învățăm cum să jucăm în poziții mai slabe, dacă nu chiar pierdute. Niciodată nu renunțați. Încercați să creați confuzie. Ăsta este cuvântul. Confuzie sau haos pe tablă. Când creați haos pe tablă, înseamnă că pur și simplu trebuie să lăsați la o parte regulile generale și să încercați să complicați cât mai mult poziția. Nu schimbați piese decât dacă obțineți avantaj material. Și începem cu această poziție, vă fac o scurtă analiză a ei. Negru are un pion în plus, da? Albul este însă la mutare și are și el așa zisă compensație prin faptul că are încă perechea pe nebun pe tablă. Dar adevăratul lui contrajoc este destul de greu de văzut aici, pentru că dacă ar fi negru la mutare, dintr-o dată joacă turn C2, face atac dublu și asupra nebunului și asupra pionului și îți va lua cel puțin un pion. Și aici, uitați ce joacă, pur și simplu, propuneți-mi o mutare pentru alb, care, prin care să încercați să valorificați faptul că aveți aici 2 contra 1. 2 pion contra 1. Tot timpul este bine ca la un moment dat să încercați să luptați pe flancul pe care da zi. Nebun de B4. Foarte bine. Dar încă o dată, ești atent că negru are un pion. Dar e foarte bine B4, pentru că ia uite ce zice, corect, da? Și după ce mi-l ia, cum continui? Turn B1. Excelent! Și pe urmă intri și tu pe linia 7, da? Deci, el joacă nebun C3, care e mutarea ta? Turnia pe B7. Și în acest moment, într-adevăr, ți-ai făcut contrajoc, ca să spun așa. Chit că în continuare ai un pion în minus, ai intrat cu... Felicitări, Zian! Ai intrat cu turnul pe linia 7 a visului oricărui turn și ai un pion liber. Acest pion încet, încet se poate, deci după să zicem nebun B6, A5 și pe urmă să nu uităm de acest nebun A6 și pot și eu să încerc să profit de perechea mea de nebuni. Următoarea. Suntem cu albul. Din nou vă fac o analiză a poziției. Asta e foarte grea. De fapt este așa de grea încât mă ia cu frică ca să vă arăt. Deci ultima mutare a negrului a fost o mutare foarte, foarte inteligentă de genul turn C2. Da? Ce? Deci încă o dată nu poți să bați acest turn. Pentru că dacă bați acest turn îți dă șah și dam. Da? Și când bați cu dama îți dă șah de cal la G4. Deci încă o dată vreau să înțelegeți. Calea pe C2, pion E4, furculiță de damă. Nu poți decât să bați cu dama și pe urmă vine cal G4. Și atunci uitați ce joacă albul aici. Albul aici este pierdut, efectiv. Dar îi joacă D6. Îi pune cele mai mari probleme. Unde te duci tu cu dama asta? Adică de genul pleacă de pe coloana ei ca să nu mai ai la dispoziție aceste 3 și să poți să-ți bat turnul. Negru se ține de coloană, dar aici, din nou, albul îi împinge de 5. Nu. Și după turnea pe D2, ce ați juca aici cu albul? Pion, da, D5 bate ea pe E6. Și după ce el îmi bate pionul? P5. Foarte bine, foarte bine, Zian, excelent. Deci, încă o dată, acest pion pe 5 îmi asigură mie liniștirea apelor, da? Și am rămas cu un pion liber la E6, la 2 pași de transformare. Deci un pion liber și n-am pierdut material. Următoarea poziție, a noua. Suntem cu alb. Și ce zice aici? Când ești pierdut, cum este cazul albului aici, creează-i negrului cât mai multe amenințări la care trebuie să răspundă. Ce are aici, ca să spun așa, negru avans material? 2 piese ușoare pe un turn. Toată lumea observă, da? Deci eu cu albul am un turn, dar el are un nebun și un cal.
Plus că dacă este el la mutare, este rară și când va bate și pionul ăsta. Și pur și simplu, aici, pentru a nu pierde pionul, trebuie, sunt aproape portar, deși nu-mi place, să știți, încă o dată, astfel de poziții, este bine să nu prea schimb damele, dar aici cam ești portat. Trebuie să joci damă C3. Și după damă ia pe C3, cu ce batem? Cu pionul sau cu turnul? Cu turnul, foarte bine. Deci cu turnul, da? Nu cu pionul rareș, că ți-i faci ca dinții babei în gură, rămâi cu trei insule de pioni și turnul ăsta începe să plângă având un pion în față. Deci turnul ăsta trebuie neapărat să stea pe coloană deschisă, da? Așa, el înjoacă aici B4, din nou o greșeală. Când ești în avantaj material, ce este bine să schimbi, piese sau pioni? Piese. Corect. Și ce face negru aici? Schimbă pioni. Tantalou, da. Nu? Da. Mă ajută pe mine să scap. Ce jucăm cu albul? Bătem pionul la B4, zic da. Mersi. Și după ce el bate, unde mutăm turnul care este atacat? Zi, da, Giulia. Îl mut pe C8. C7, nu C8. 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 C8 are și Moș Crăciun, deși a trecut Crăciunul de nu știu când. Deci la C8 nu poți să-l muți Rareș, că ți-l bate nebunul. Dar la C7 întotdeauna ți-am spus, când v-am spus care sunt visurile fiecare piese în parte, care visul oricărui pion? Să se transforme în damă, da? Care visul oricărui turn alb? Să intre pe linia 7, da? Dacă e negru, să intre pe linia 2. Intră și văzut visul cu ochii ăsta, da? Nebun de 6, unde mutați turnul ăla? În C4. A, nu. Nu, trebuie să stau să-mi apăr și pionul ăsta, dar să rămân pe linia 7. B7. Corect, B7, da? Turn B7. Altă greșeală. Ce jucați aici? Bate. Corect. Nu mai pot de plăcere când schimb pionii. Pentru că în astfel, poziția asta, când o pui pe calculator, dintr-o dată este egală. Ce greșeli a făcut negru aici? A schimbat cei doi pioni. Da. Deci, încă o dată, nu schimbăm pionii când avem avantaj material. Ultima, care e cea mai grea și, în formă, trecem la niște exerciții. Nu vă supărați pe mine că vă bat capul cu exerciții. Ultima mutare a negrului a fost calf F6 E4. Albul este complet pierdut aici. Deși armatele sunt egale, da? 6 contra 6, uitați-vă la așezarea pieselor albe și a pieselor negre, pentru că după ce muți dama asta, urmează nebun de 4 șah și pe urmă calf F2 sau nebun F2. Deci ești în copac aici. Singura ta speranță aici care este? Să dai dama pe două figuri ușoare. Dar încă o dată să-ți faci rost și de un pion liber. Ce ați mutat cu albul aici? Încă o dată recunosc, dama face că trei figuri ușoare. Dar trebuie neapărat să complicăm lucrurile, pentru că dacă lucrurile merg în mod normal aici, pierzi fluier în partida asta cu albul. Trebuie să-ți creezi așa zisul contrajoc. Ia uitați ce joacă albă aici, hai că sunt foarte curios. Pe urmă, am și multe să vă arăt și pe partea altă. În primul rând, am văzut că aveți probleme mari cu ampasantul și voi și grupa întâia. Deci, F4 ia pe E5. Și după ce bate, da? Negru zice, bine mă, îți dau, ce mutare intermediară faceți aici? Zi, Giulia. Pione 6, da? Pione 6. O mutare intermediară, o mutare între, adică nu-ți bat, ia, fii atent aici ce vreau să, ăsta e un exemplu foarte clar. Dacă-ți bat aici acest cal, el nu va bate pionul și rămân fără pion. În momentul când mut pione 6, practic tu trebuie să muți din dama asta. Și eu pe urmă îți bat calul, dar rămân cu pionul pe tablă. Deci mutările intermediare de obicei sunt foarte utile pentru, în primul rând, pentru a nu ajunge în dezavantaj material, cum este cazul aici, da? Și să zicem, după damă G7, ce jucați aici? Sophie, zi? Zi? Exact, nebunea pe D2, da? Am trecut. Bun. Stați un pic așa și acum să vă văd. Deci, tema, hai să fiți atenți, o luăm cu rândul, să știți.
ce să vă arăt, atacul prin descoperire? Nu. Am spus că vreau să vă caut, să vă caut luatul en passant. Unde? Da? En passant? Da. Ah, da, ia uite. En passant pe la ore. Avem exabo. E monapele bine. Mexico. Da, 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 da. Ce mutați cu negru aici? Deci negru se duce încolo. Da, da, David, zi, tu ești primul. H3. Pionul se duce încolo, da? Îi dau drumul, fii atent că sunt cu albastru aici. Ia să vedem dacă zice corect, corect, corect. Ai dreptate. Dar el împinge pe 4. Păi ei ți-a dat șah. Zi G4, ia pe P3. Ăsta este luatul în pasant. De fapt, poți să nici să nu-l notezi. Pur și simplu scrii, de exemplu, cum este cazul aici. GX pe 3, așa se notează. Dar tu mâine, de exemplu, la concurs nu veți avea o partidă pe care... Și acum ce muți, David? Continuă. Eu zic să mutăm pionul la H2. Foarte bine. Să nu cumva să bați calul, da? Tot aia. Eu și-am spus că poate să iasă egalitate. Exact. Acolo iese egalitate, așa în schimb scoți damă. Și scoate damă cu șah, da? Solve. Next. Ana, tu ești. Next, Ana, tu ești. Suntem cu albul la mutare. Și ne-a mutat C7, C5, da? Ce muți? Pion, C6. Foarte bine. Deci B5 pe C6. Ia uite ce ușoară a fost, vezi? Sophie, ești la mutare. Și-a mutat G4, G3. Adică să bați așa? Să bați așa? Nu, pionul la G4. Păi el ți-a mutat G4, G3. Amenință să-ți dea G2, șah și damă. Ăsta nici nu știu dacă nu-i luat în pasant, dar mă rog, hai. Ce pion îl bați? Pe ăsta sau pe ăsta? Corect. Foarte bine. Ia uite, try again. Bă, dar de unde a venit pionul ăsta? Mi-a bătut en passant. Uite ce tântălău suntem. Ia uite, în loc să nu uităm, retry. Deci n-am văzut ultima mutare. El ne-a luat en passant și noi de-i luăm calul, ce tântălău. Păi ce G4, că G4 e aici? E5, că... E5, cred că e. Păi nu e cu șa. Da, e regele acolo, da, bas la H3. Da. Corect, corect. Nu. Da, nu, are dreptate. Și acum ce jucăm? Și acum e ca acum. Vezi că amenință șah? Dama G3. Dama G3? Da. Mutăm înapoi, dama. Corect. Și ce mută? Damă ia pe G3, H ia pe G3 și gata. Ce greșeli făcurăm aici, Sophie, să ne fie rușine, da? Tu nu făcuși. Ce mutăm cu negru? Care a fost ultima mutare a albului? Uite că nici nu vedem. Domnul, păi nu ne ia în pasant? Mai gândeam, eu trebuie să... Dar e tot mat. E mat? E mat. Deci încă o dată, stai un pic, G5, HG6, cal G6, n-are decât rege H5 și damă F5, mat, da, corect. Pof, pof și pof. Mat. Ha? Nu e mat. Stai așa, că nu se poate, trebuie să-i luăm gâtul aici. Da, bă, H3. H3. Nu, eu zic H3. Cu 8. Păi și când ne ia calul? H3.
H3, și la H3 ne ia calul. Cum ne ia calul? Cu regele, uite așa, bam, bam. Da, rege... Rege, pauză. Nu, stai. Zi, Sophie. Damă pe 8 ne ia calul, n-auzi? Da, calul S5. Nu, că n-ai cu ce să ne iei regina de la pe 8. Cale 5. Nebunul ăsta e pe... Eu, uite, la aia mă uit și eu, să știi, cale 5. Cale 5 amenințând damă G6, dar tot mi se pare... Eu zic cală F4, că atacă regina. Nu, că ne dă șah la E8 și suntem mat. Deci când joci cal pe 4, uite-te la damă E8, e șah mat. Nu mai e decât damă pe 8, damă pe 8. Ce hoțoman ești? Ești un hoțoman. Da, cal pe 8? Pe 8 mai bine. Cal pe 8. Cu amenințare, damă G6, nu? Dar tot ne joacă nebun de 3. Nu, trebuie să jucăm cale 5, nu? Da, ca să ai și cal G4, deci aveam două amenințări. Aveam și damă G6 și cal G4. Și e forțat să dea damă. O rezolvarăm și pe asta. Aș vrea zic că fix acum cal E5. Ia, ultima cum am pasat pe la Lorena și pe mult trecem la altceva. Ce mutăm aici cu negru? Zi, Giulia. Ha? Pion G5, poate să vină rege E2. Suntem cu negru și ne ducem acolo. Dacă joc G5, uite ce zice. Corect, foarte bine. Și acum? Luăm. Și acum? Și acum ne ducem, nu? Și acum cred că trebuie să jucăm rege aici. Da. Să-l văd, da. Bun, hai să mai facem ceva, că asta e prea grea pentru noi. Da. Putem cu mâini în ce? Putem cu mat în 1. Mat într-unul? Da. Asta nu știu așa. Mat într-unul? Dar vedare. Că niciodată nu știm. Cum ne-a dat eu la teme acolo? Teme aici, da. Aici suntem. Deci tu vrei matul într-unul? Da. Sunt prea ușoare. Dar mat în două nu vrei sau în trei? Doar într-unul? Bine, hai mat într-unul, hai. Prea ușoare, normal. Dăm un singur tur de mat într-unul. Deci zi, Sophie, ești prima din dreapta. Mat într-unul, albul la mutare și alb și mat într-o mutare. Zi. Nu e, că joacă rege E5. Nu. Zi, Giulia. Damă pe 5, corect. Știu, nu, că ajunge și la tine. Ana. Mat într-unul, Ana mat într-unul. Ce joacă, ce joacă albul? Nu contează. Mat într-o mutare, hai. Hai, Ana, lasă, gata, Giulia. Zi, Ana. Te cheamă Ana. Stai să mă duc să caut o pereche de fuste. Pe aici. Da, că n-am eu. De corect, da, mă ia pe H4, da. Aoleu. David, zi, albul la mutare, mat într-una. Care David? El. Păi ce, care David mai e? Păi, nu cheamă David. Păi n-am hotărât că te cheamă, te strim la David? Că tocmai de asta, că sunt atâția David de mici, mă știu. Mat într-una, mat într-una, mat într-una. Nu, e într-una, nu în 7. Giulia, lasă mânuța jos. Îmi dau seama. Să ajunge și în stânga. Zi, Zian. Nu vezi nici tu, Zian, Ziana. Ziana. Da, mă, ia pionul. Și apărată de mama natură. De cine? Zi, zi. Da, mă, ce 5, mat. Și Doamne iartă-mă! Sarfe!
rare și tu ești cu solvedul acum. Dacă nu văd solved acolo, nu știu ce să fac. Zi. Albul la mutare, șac și mat într-o mutare. Zi. Bați pionul ăsta cu șac. Dar cu care? Cu ăsta? Sau cu ăsta? Hai că te și ajut, că tu ești pe bleța mea. Hai, nu mai faci așa cum mă sperii. Stai, dă-te la o parte și ea. Cu deu, adică cu ăsta sau cu peu? Cu deu. Dar de ce nu e bine să bați cu peu? Că într-adevăr cu deu trebuie să bați. Pentru că poate să sară la G5, da? Foarte bine, bravo, rare și ești nemaipomenit de bun. Uite, scrie solve de acolo. Păi, dar cine te pusă? Zi, Ana, cine te pusă? E joc de cuvinte. Știi că răspunsești și locul lui Ana și pe tine oricum te cheamă Zian și când zisei Ziana, ți-aduce aminte? Da. Lasă mâna jos. Negru la mutare. Zian, răspunde tu. Zian. Foarte bine. Alex, hai că mai sunt doi. Alex și cu și fermă schimbăm capitolul. Alex, mat într-o mutare. Puf, puf. După, cu și cu regele trei. Negru a luat pionul alb. Hai, mat într-o mutare. Dama, da? Dama pe 5, scapă la D4. Acum. Dama de Dama de 5 te iau cu calul. Zi! Este dama E4. Nu, că ți-au turnul. Dama C3. Foarte bine. Asta vă lasă dicțiune. Deci, uite, doar Giulia și cu rare și-o văzut. M-au văzut și eu, dar n-am zis. M-au văzut la ochi. Mladin, zi! Hai să schimbăm pe urmă. Tu ești ultimul blan din zi. Albul la mutare. Negru ți-a luat un pion la B2. Deci șac și mat într-o mutare. Și când mut rege, rege domn, nu mai e mat. Sunt toate o șoare. Dama pe 6. Așa, da. Dama pe 6. Bun. Sunteți așa de buni, încât nici nu știu ce să mai fac cu dumneavoastră. Hai să schimbăm tema. Ia mâna de acolo, că se bronzează mâna. Ia să facem niște Desperado. Știți ce e la Desperado? O piesă care știi că o pierzi și oricum o dai, dar să o dai pe ceva cât mai gras. Deci sunteți cu albul. Ultima mutare a negrului. Ce a fost? A bătut la A2, nu? Ia turnul ăla cel mai greu din lume. Hai să ne uităm. Vedeți că nu sunt ușoare. Albul la mutare. Cum pune slăbuța pe dama aia? Hai. O să adică să stai că pun eu slăbuța pe ea. Nu. Turna 1, nu? Foarte bine. Și după dama B2? După dama B. Arată. Nebun ce unu, nu? Da. Și e mat. Ai câștigat dama, da? Da. Da, uite că jucă cale 4. Îți dă și el. Stai cu minte, ți-am zis, Rareș. Rareș. Vreau să mă pierd. Rareș. Deci, eu ți-au dama, tu mi-ai dama. Ce joci aici? Zian, continuă. Păi și nu-ți bat la A1 cu nebunul? Nu, bate dama, că și dacă ne bate, bate și cu calul. Cu ce cal bate? Cu calul ăla. Păi da, dar și el îți bate pe urmă turnul. Îți bate calul, nu. Asta e Desperado, asta este piesa care oricum o pierd. De ce să nu-ți dau? Și pe urmă ți-l bat degeaba pe ăsta. Da? A bătut. Și acum îi luăm dama, nu? Da. Și acum îi luăm și ăsta. Și am câștigat o calitate. De ce? Nu, stai, un turn întreg. Rareș, te îmbraci și te trimit acasă.
Nu, serios. Nu. Hai, negru a jucat B2, B3, vrea să scoată damă. Continuați, vă rog. Zi, David. Eu zic că turn G1. Tur, nu, uite, zice greșit, tragedie. Păi nu, o să joace regea 2 și pe urmă... Hai. Da. Turn A2. Păi ce le-am? Păi da și... Și ce? Mătă brățile, cred că mă urmă. Turn G7, corect, foarte bine. Excelent, dar e greșit. Dar de ce nu e bine? Stai un pic. Ce? E suportă de job. De pe top de deșor. Stai că asta chiar e dificilă, stai așa. Doamna, turn G6. Și când împing? Păi nu contează. Păi cum nu contează? Trebuie să iau pionul, doamnă. Va trebui să dai turnul pe pion. Yay! Zii, David. Nu te ajută, dar că ești așa că peste câteva mutări. Dar de ce nu e bun? Păi n-au turn G... Uite, să nu credeți, deci turn G6 e greșit. Deci după try again, dacă îi dau turn G6... Păi ce nu ai bun turn G7? Ok, trebuie să schimb cum atunci. Da, atinge... Stai, deci turn G7, B2, da? Da. Turnea pe B7, nu? B1, da, mă. Bați cu turnul și... Doamnă, turnul G5. Da. Turn G5? Da, din bani, turnul. Păi de ce să-ți bată? De ce să nu joace? G1, să știi că ești băiat deștept. Ai dreptate. Bravo. Și acum îl împingi. Dar asta e cu analiză și scot cu șah. Da. Dar stai un pic, de ce nu putea să bat așa? Zic. Pentru că se ducea asta la altul, da? Da. Stai că nu se termină partida. Îți dau șah, da. Îți dau șah, da. Îți schimb damele și ți-au pionul. Da, bravo, bravo. Bravo. Deja. Ești tătic. Și pe mine. Și pe tine, și pe mine. Uite, vedeți cât de greu e șahul. Negru. Ne-am mutat G5. Negru suntem. Ești cu negru, da. Ești foarte negru în cerul gurii de supărare. Ce jucăm aici? Mama. Mamă, ce poziții grele. Te doare mintea. Mă doare buta. Mă doare capul, mă, dar asta. Pe mine mă doare pixul. Știu că pe tine te doare multe. Că e puține. Ia și pixul. Da, nu, că pune lăbuța pe dama asta, pe calfa 5. Stați așa. Dar e blocată acolo. Păi e blocată, tocmai, exact. Și acum trebuie să o atacăm, dar unde o atacăm și cu ce o atacăm? Dar vreau să mut eu, domnul, cu degetele. Mut, n-ai, mai mă, rareș. Nu suntem la bârțe. Uite, uite. Zi, David. Că puteți să luăm dama în trenișcări. Dă-te mai așa. Cum, zi? Că, feretul, că mutăm pionul acolo, la pion, că mutăm pionul în fața reginei D5. D5? Unde, mă, aici? Da. Ăsta e D5. Păi și ce faci pe aia? Ce-o ia? Păi poate să nu ia. Nu te bagi în seamă, nu? Dă-te la o parte, Zian! Zian! Cale 7, da, mă. Da, să stau aici. Și pe urmă ajung la G8 și bye bye, da, mă. Sau... Nu, stai un pic, deci cal G8. Da, e corect. Și acum, ia să te văd, cal pe 6 și așa. Ce joci? Bați cu dama, da? Păi da, desperadul. Ior, da, și el, dar tu mai bați și pe ăsta cu dama. Eu ce hoțe, fratele meu. Și a rămas cu o piesă în plus. Da, foarte simpatic. A rămas cu un cal în plus. Nu, a înțeles toată lumea exercițiul ăsta. Deci și-a făcut dama și pe mine. Ia, gata, ne doare pe amândoi mintea prea mult. Pe toți vă doare mintea și pe mine și pe voi. Oprim.